Școlile și universitățile nu se redeschid pentru acest an școlar, a anunțat astăzi președintele Klaus Iohannis la finalul unei ședințe convocate cu câțiva reprezentanți ai guvernului. Șeful statului a explicat de ce ar fi riscant să se redeschidă unitățile de învățământ, menționând numărul mare de cazuri noi de COVID-19 și faptul că elevii pot duce virusul la școală sau de la școală acasă. Sunt câteva țări unde încă situația este în evaluare. Am dorit și să aflăm ce se întâmplă acolo unde experimental s-au deschis școlile. Avem un exemplu din Franța, unde într-o provincie s-a deschis experimental școala și experimentul nu a decurs foarte bine. După puține zile, zeci de elevi au fost testați pozitiv și mai mulți dascăli au ajuns în doar câteva zile la terapie intensivă. Deci lucrurile nu sunt absolut deloc simple. În concluzie, s-a decis astăzi ca pentru majoritatea elevilor în acest an școlar, grădinițele, școlile și universitățile să nu se mai redeschidă. Deci nu se va întoarce elevul, studentul fizic la cursuri. Anul școlar se va încheia cu notele actuale, excepție făcând elevii din anii terminali, care se vor putea pregăti suplimentar pentru examene, dar în anumite condiții. Președintele a mai anunțat că persoanele cu vârste de peste 65 de ani vor beneficia de două intervale orare zilnice de ieșire din casă. O a doua temă, foarte importantă, cred, pe care am discutat-o și am luat o decizie, se referă la persoanele peste 65 de ani, care în momentul de față, conform unei ordonanțe militare, pot ieși la anumite ore, între 11 și 13, având în vedere că vremea se încălzește, că intervalul stabilit a fost considerat prea scurt, începând de astăzi, tot prin ordonanță militară, se va schimba acest interval. Deci persoanele peste 65 de ani vor avea la dispoziție două intervale zilnice, dimineața de la 7 până la ora 11 și seara de la ora 19 până la ora 22, când vor putea să iasă din casă, fie pentru cumpărături, fie pentru a face un pic de mișcare în jurul casei sau în jurul blocului. Președintele Iohannis a mai anunțat că statul român va oferi ajutor medical cetățenilor Republicii Moldova sub formă de măști, medicamente și echipamente.